diagonală aici pentru Messi, care intră în careu. Messi, un șut blocat, intervine foarte bine Javi Varas. Spuneai tu de amintirile neplăcute pe care Javi Varas le-a lăsat Barcelonei după meciurile Barcelonei cu Sevilla, echipa la care Javi Varas a jucat și a făcut multă vreme și a făcut-o foarte bine. Sunt probleme acolo pentru Leo Messi după acțiunea de mai devreme. Problema la genunchi oare? Problema la genunchi cred că s-a lovit sau ciocnit acolo. S-a ciocnit Messi de portar. Aici îl vedem pe un Unsue. Presa catalană de azi amintea că putea să antreneze pe Unión Deportivo Las Palmas în 2012. Cred că sunt probleme pentru Messi. De regulă, jucătorii vin destul de rar să vadă care e situația. Dar Messi nu stă atât pe gazon. Da, primul semn a fost că Mascherano a plecat. Mascherano, dacă era ceva, Mascherano ar fi stat mai mult acolo. Aici vedem pasa bună a lui Bartra, preluarea lui Messi și aici a fost cam moale piciorul lui, cred. A contrat de contra puternică Pedro Bigas. În momentul în care a tras din acea contră, mai tare pe picior a fost Pedro Bigas. Dar nu mai poate juca Messi, e o veste destul de proastă pentru cei de la Barça. Cred că deja sună toate becurile de alarmă. Dacă am fi la bordul unui avion, ar suna toate instalațiile de alarmă de acolo, din cabina piloților. Intră Munir, iată, nu intră Iniesta. Bun, problema Barcelonei în ceea ce îl privește pe Messi nu e legată de meciul acesta cu Las Palmas, ci de care va fi verdictul în ceea ce îl privește pe Messi, ce tip de leziune are la genunchi, dacă au fost afectate ligamentele. Asta i-ar trebui Barcelonei într-o perioadă în care sunt jucători accidentați, n-au reușit să îi determine. Să...